venit la Cenaclul Literar Magia Cuvântului, un eveniment inițiat de Biblioteca Municipală din Chișinău, cu care avem de altfel un prolific parteneriat. Echipa de proiect a colegiului nostru este alcătuită din profesorii Gabriela Cazac, Anca Iertei, Florentina Trifan, Florentina Năsulea, Oana Strejac și Mirela Cotos. Alături de profesorii și elevii care recită, se află echipa tehnică, alcătuită din elevii Făluța Andrei, Matei Bălău, Fabian Chiseliță, Mihnea Ganea și Robert Roznovan, îndrumați de domnul profesor Florin Cotos. Moderatorii conferinței de astăzi sunt subsemnata Anca Gorban de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Victoria Fonar de la Universitatea de Stat din Moldova, membra activă a Bibliotecii din Chișinău, și doamna Lăcrămioară Andrei de la Biblioteca Școlii noastre. La eveniment participă în egală măsură studenții de la Universitatea de Stat din Moldova și elevii Colegiului Alexei Mateevici din Chișinău. Tema conferinței de astăzi este Poezia Renașterii Naționale, Dumitru Matkomski și Leonida Lari. Echipa colegiului nostru a optat pentru poezia Leonidei Lari, considerând-o o reală axiologie a demnității. Despre Leonida Lari știm că este vocea prin care se aude încă dorința unei națiuni. Vocea demnității prin care se postulează valoarea absolută a libertății unei nații. Considerată un prototip al curajului, poeta își grefează demnitatea în fiecare vers, în fiecare alegere, opera ei devenind o reală expresie a limbii române și a țării noastre românești. Poezia Leonidei Lari dovedește o remarcabilă putere evocatoare, tocmai pentru că revolta face parte din ontologia creației sale. Poeta depășește, așa cum vedeam în întâlnirile anterioare, gândirea captivă a contextului sociopolitic și mai ales șabloanele identitare și practică în cel mai autentic mod cu putință rebeliunea controlată estetic și reculul etic la nivel de poezie. Poeta își exersează în permanență patriotismul lucid, într-un spațiu care rezolvă cuvintele acela al versului Comuniune, cum vom vedea de altfel în recitalul Sânzenii Șfau. Iar unde cărarea se stinge, spune poeta, departe, departe, în țărâni, pe unicul frate de sânge, l-am dus ca pe un aur pe mâini. Iată că poeta reușește această comuniune și aduce împreună două țări, două instituții, sub egida magiei cuvântului. Profesorii și elevii Colegiului Național Mihai Eminescu, alături de doamna Andrei Lăcrămioara de la Biblioteca Școlii, celebrează magia cuvântului prin recitare, în cadrul cenaclului propus de doamna conferențiar universitar dr. Victoria Fonar. Elevii noștri mărturisesc că sunt emoționați, eu de asemenea. Îi susținem cu un gând frumos de dincolo de prute, de dincolo de granițe și începem seria recitalurilor cu două poezii pe care le-a ales doamna Lăcrămioară Andrei, În lume și Focuri pe dealuri. Vă ascultăm! Focuri pe dealuri. Ard focuri pe deal primăvara și fumul lor ia cu al sal tot cerul ce veșnuie țara și încet se perindă în alt. Și clipele noastre, ca fumul, se rup de țărână și pierd, greșind pe alocurea drumul, se înscriu undeva în cer. Iar noi, când avem dezlegare, de propriul trup în apus, doar clipele acele fugare se leagă de noi și sus. Ci unele spure și pline, ci alte stulburi și seci, dar toate decid, în fine, o patria noastră de veci. Ard focuri și suflul se strânge în aerul vremii uscos. Ard focuri pe deal, nu plânge dacă ai trăit în Hristos. În lume, cum valurile neîncetat de țărm se bat rebele, la fel de fruntea ta se bat și gândurile mele. Și neauzite, înapoi, la mine vor să vină ai doma celor ploi ce n-ajung la țărână. Nimic să nu mai pot să-ți spun, nimic să mi se pară, să vadă luna cum apun cu fiecare seară.
să adie gândii spre tristeți, să mă trezească bine, să fie jale de poeți la fel naive ca mine. Căci toate aceste suferinți n-au loc în multe crani. Lumea trăiește cu dorinți și nu cu doruri strani. Frumos! Iată că ambele poezii radiografiază o tematică amplă, pornind de la ideea că iubirea este un spațiu compensatoriu, iar timpul este văzut ca un reper irreversibil. Patriotismul construiește demnitatea ființei umane în majoritatea poeziilor Leonidei Lari. În aceeași sferă tematică va interpreta eleva Sinziana Șvabu din clasa 11-C. Eleva noastră va interpreta poezia De patrie. Când astfel mă scutur seara, din ziduri prin pomi întomnați, mă sprijin cu gândul de țara spre buni dormei luminați. Și merg spre locuri retrase, cernând amintiri de mers, acolo întâi ascultase întâiul stângacii meu vers. În vale, sub casa bătrână, mânată de-un dor negrăit, copilă, privind în fântână, adâncul din noi am privit. Pe deal, către marginea zării, cu sufletul palme întins, odată, în arșița verii, de dragoste tristă am plâns. Iar unde cărarea se stinge, departe, departe, țărând, pe unicul frate de sânge, l-am dus ca pe un laur pe mâini. Tragi dealuri dorite de pace, smerite, nostalgice voi, eu nu spun ce adaos voi face luminii străbunilor mei. Dar spun că e o seară de seară, mai greu, mai ușor, mai durut, am stat pe o palmă de țară și focul aprins l-am ținut. Profund, frumos, Sinziana. Patriotismul unește generații. Patriotismul, de altfel, intră într-un circuit firesc al valorilor, după cum vedem. Schimbăm de data aceasta registrul și o ascultăm pe eleva noastră, Valentina Florniţchi, din clasa 12-G, cu o poezie care explorează tema dragostei, se numește Vreau să te uit. Vreau să te uit, iubire ce cu aripa ai șters în cer pe viața așa ușor. Vreau să te uit și supăr ora, clipa, tot timpul acesta nesuferitor, căci timpul nu-mi surâde, mă veghează. Din multele, dar dreptele oprinzi, și între noi necruzător se așează când brațele spre mine le întinzi. Căci timpul nu suportă nici cuvinte, de dragoste ce suflu mântuiesc, și în vise intră și mi-aduce aminte că nu am niciun drept să mă iubesc. O rană vie mi-a întreaga soartă, prin care timpul trece triumfând, vreau să te uit, iubirea mea, mă iartă. Vreau să te uit, de timp nemaiuit. Mulțumim! Indiferent, iată, dacă vorbim despre iubirea pentru patrie sau despre iubirea pentru cineva drag, vorbim de fapt despre magia cuvântului, despre un sentiment înălțător. Iubirea de poezie este de fapt tema pe care a ales-o Andreea Coșda din clasa 9H într-o poezie care se numește Mi-e dor de tine ca de poezie. Te ascultăm, Andreea. Mi-e dor de tine, ca de o poezie nescrisă încă, fără vers și nume. Dar dacă vrei să mingă, nu o voi scrie, că-și voi chema zăpada peste lume. Mi-e dor de tine, ca de o cântare, neauzită încă niciodată. Dar dacă vrei să plouă, ai răbdare, eu voi chema și ploaia așteptată. Și va veni o clipă, da, o clipă, când tot ce sunt va semăna cu o strună, de care s-atinge cu o aripă, un cântăreț ciudat, orbit de lună. În subrețită interpretare a debutantei noastre în arta recitalului, o urmează îndeaproape colega ei de clasă, Anastasia Ostaciu, din clasa a 9H, cu poezia Romanță. Voi mai arde oare între luci și stea? Vei mai ști ce gânduri trec prin mintea mea? Voi mai plânge în frunze toamna ce-a plecat? Vei mai crede oare că nu te-am uitat? Cade amurg cu alte ceturi și cu ploi. Ce-a fost ieri nu are cale înapoi. Alta este raza frântă între noi, căci nimic pe lume nu-i de două ori.
Vălul vieții scoate lumea din delir, n-am să aștept în noapte ca un trandafir. Ne-ai să auzi alături, cei veniți ușor, pastul meu un tremur, versul vestitor. De pe acum ne acopăr zile, nopți, trăiri, amintiri și frunze, frunze și amintiri. Mulțumim! Frumos! Fira, dar frumos! Am lăsat la final, nu întâmplător, interpretarea Larisei Duțu, eleva noastră din clasa a 12-a C, tocmai pentru că Larisa este o mai veche colaboratoare a Cenaclului Literar și o mai veche colaboratoare a Victoriei Funari în calitate de poetă. Larisa va recita astăzi pentru noi poezia Dragoste de Leonida Larii. Dragoste de Leonida Larii. Mai bine să nu te fi văzut nici când. Mai bine eu să fi fost rănită. Mai bine să nu te fi plâns în gând și să apun liniștită. Mai bine ploaia aceea cădea peste un veac. Mai bine eu eram întârziată. Mai bine fulgerul dau în acel copac ce ne ascunsese odată. Numai așa să nu fie. Numai așa. Cum nici cui nu i-aș dori să se întâmple. Măcar marea ia-o întreagă și-o bea să-ți stingi jarul din tâmple. Măcar casa ia-o și-o mută din loc și-ți trage peste față în perete, numai să nu-ți împurpure pete de foc albul ninselor plete. Am să mă duc undeva, mai spre zăpezi, să le împrumut pe vreme răcoarea. Nici eu să te văd și nici tu să mă vezi, să ne vadă uitarea. Iată, indiferent de recitalul, indiferent de tematică, observăm un mix de atitudini, de emoții și de discursuri. Toate sub egida poeziei, privită ca pretext al renașterii naționale, tocmai prin hașurarea unui orizont tematic identitar, în care vocea lectorului se convertește într-un spațiu al rezonanței. În această notă, predăm ștafeta colaboratorilor noștri din Republica Moldova, pentru seria recitalurilor pe care aceștia le propun. Mulțumim!